Vă salut și Hristos a înviat! Astăzi voi face un nou consum, dar pe ruta inversă. Un test de consum, verificare și ultima verificare pe care o să mai fac la mașina asta. De la București la Târgu Jiu, 300 de kilometri. Bineînțeles că o să mai mă opresc pe la Vâlcea și mai am un loc unde trebuie să mă opresc, dar voi face un test. Acum am plecat de la din București. Consumul este 16,6 și să vedem la ieșirea din București ce consum avem pe distanța de 17 km. Cât e traseul prin București. Pentru cât fac un ocol prin Chitila. Și când ies pe autostradă vă voi arăta cu cât consum am ieșit de pe autostradă. Deci în momentul ăsta am 16%, 16,1 și începe să scadă. Ce avem în față? Un Fiat 600 restaurat. Ce frumos. Da. Consumul s-a dus la 13, suntem la universitate. E liniște pe stradă. Se pare că concediu e în desfășurare în continuare. Sunt pe centura București. Da. Avem 8,8 consumul. Așa e când te iei după Waze și n-am ținut eu centura. Și am zis că fac o scurtătură. Stau aici în blocaj. Uite ce coloane, și în față și în spate. Așa e când te iei după Waze. Și mai am grămadă până la autostradă, vreau să vă zic. Consumul s-a dus la 9,6. Și de aia media pe București e mare și de lungă durată și restul drumului calculează media mai mare. Stau aici. Ce s-o întâmpla acolo, ce căcat de intersecție o fi, nu știu. E poliție, văd, e... Poliție aici. Dragomirești, Vale. Am fost în viața mea pe aici. Da. Asta e. Noi trebuie să oprești pe la Vâlcea. Tot ies de acolo din dreapta Dube. Aici în zonă sunt o grămadă de depozite. Da. Le spuneam. Aici ies mereu mașini. Uite, pompierii. Uite mașini ce vin și dincolo. Vin și pompierii.
că e ceva buleală. Da. Ce n-ai fi luat-o eu, băi, frate, pe centură? Normal. Mă-ntoarce acum, fiți atenți. Mă-ntoarce, s-a modificat, mă-ntoarce și zice că s-o iau pe acolo de unde venea aia. Extraordinar. Ce fac, frate, o întorc? Acolo e belea. E un incendiu ceva, e un foc, e ceva. Trebuie să mă întorc. Ia, unde mă bagă pe aici? Pe la dracu-n praznic, mamă. Da, trebuie să întorc. Trebuie să întorc, că ăștia mă... Da, de că pun camera jos. Întors pe strada Bujorului. Uite, bă, frate, pe unde mă bag ăștia. În 1,6 km. Ține dreapta către strada Gabriela. Gabriela? Asta. Udrea Elena Gabriela. Cred că de la Udrea vine numele ăsta. Unde o fi asta? Cred că e... Bârnaie. Oh, uf, uf. Deci, case. Cine stă, bă, frate, aici? Ce, că stau în București ăștia? Uite aici. Căsoaie. Atenție, groapă periculoasă pe drum. Case. În câmp. Case în câmp. Și marele depozit Altex. Acolo este MAG. Extraordinar. De jur că n-am mai fost pe aici în viața mea. Depozit aici.
Gabriela. Apoi virează la stânga pe drumul județean 601. Hai de capul meu. Cert e că mă apropii de autostradă. Virează la stânga pe drumul județean 601. Ia. Fiți atenți. În 200 de metri. Virează la dreapta pe drumul județean 601. Sus e autostradă. Virează la dreapta pe drumul județean 601. Ce vorbești, bă, frate? Am ajuns prin spate pe la Carrefour, cred. Continuă tot înainte pentru 50 minute către autostrada A1. În sfârșit. Consumul s-a dus pe sfârlă, 9,8. Deci cu consumul ăsta intru eu pe autostradă, 9,8. Cum ar veni ieșirea din București, o fac cu 9,8. Ieșirea din Târgu Jiu, tot cam cu atât am făcut-o. Numai că acolo am mers un kilometru, 2, 3 până la ieșirea din orașul ăla. Aici am mers 30 de kilometri prin București cu consumul ăsta. Hai să vedem acum la Pitești. Ia uite, frate, coloană invers. Vin țăranii la București. La muncă. Da. 100 merg ceva mai calm, pentru că data trecută când am venit am văzut elicopterul pe deasupra, n-am fost pe fază să-l filmez. Merg așa un 150-160. O autostradă liberă, o viteză de între 150 și 170. Uitați consum, 8,2. Nu e regulă. Dau eu de cap la mașina asta. Da, și la destinație voi ajunge. Uite, acum are la 2000. Cât înseamnă acolo? 2400. Are, parcă are un lac.
vine să-i dau distribuția jos. Să o verific. Altfel merge foarte bine. Acum mi s-a părut parcă, nu știu, sau de la drum, de nivelare. Ca de obicei știți că opresc aici, la parcarea de rochie, că bate vântul. Bine, o mașină l-a alimentat, la încărcătorie, nimic. Ia uite, mâncați așa. Are pantalon scurs pe ea. Ce capul meu. Autostrada Sibiu. Ia să vedem, au început ăștia lucru. Ține dreapta către autostrada. Autostrada, am înțeles că are vreo 120 de kilometri de aici până la Sibiu. Foarte bine, și mai scurt și mai rapid. Da. Deci sunt la intrare în Pitești. Ieșirea de pe autostradă, 8,1 consumul. Nu știu dacă se vede. Cred că se vede, cred că mă credeți. Mie nu-mi place. Poate unii ziceți că e normal, că viteză, că nu știu ce, că vânt, că... Mie nu-mi place. Mașina asta am avut și consumul de 4,7 când am venit de la Sinaia. E foarte ciudat. Ține stânga către drumul național 7 înspre Râmnicu Vâlcea. Da. Hai să ne vedem la Vâlcea. Ops, blocaj. Pe Tepșenari. Iar și la Boromir aglomerație, dar după Waze nu mă mai iau. Punct. În 100 de metri. Acum continuă tot înainte la sensul giratoriu. Trebuia să o apă deasupra. Acum îmi spune. Hai că dacă mai apare ceva pe drum, mai revin, dacă nu, la Vâlcea, cu consumul și cu comentarii. Iată-ne și la Vâlcea, pe patru benzi, cum mi se zice. 7,4 consumul. Și continuăm. Am ajuns la Horezu.
avut un drum aglomerat, dar nu știu de ce. De la Vâlcea a fost cam aglomerat. La Horezu 7,3 consumul. Continuăm. Vedem la Târgu Jiu cât am consumul pe ruta București-Târgu Jiu. Pe Târgu Jiu-București, ați văzut, a fost 6,9. 7. Probabil și aici va fi tot cam așa. Haideți că vedem. Bă, le-a făcut penii și la știu. Aproape sunt ajuns. Aici intrăm pe autostrada Câmpu Mare. Am mai avut niște opriri. Consum 7,2. Consumă mai mult. Încă o filmare la intrare în oraș cu consumul final. Până acum e 7,2. Final de cursă. Am ajuns cu un consum de 7,1. Deci un pic mai mult ca atunci când m-am dus la București. Deci este ultima dată când mai fac teste de consum și mai postez filme cu consum. Din momentul ăsta nu mă mai interesează. Atâta, dacă merge bine, atâta consumă, asta e. La Tuareg, ce să mai zic. Hai, o seară bună. Să editez filmul și ne vedem altă dată cu alt subiect.